Problema taxei suplimentare pentru depozitarea în regim obligatoriu de la 1 martie a gunoiului menajer la groapa ecologică de la Girov a revenit în discuția majorității comunităților locale, care nu vor putea suporta dublarea și chiar triplarea costurilor pentru serviciile de salubritate din județ. Edilul șef al Romanului, Lucian Micu, împreună cu deputatul Laurențiu Leoreanu, încearcă determinarea reprezentanților Ministerului Mediului și ai Consiliului Județean Neamț să revizuiască modalitatea de aplicare a acestor taxe insuportabile pentru majoritatea comunităților locale. Mi-am propus discutăm iarăși despre această taxă suplimentară pe care trebuie să o plătim cel mai probabil începând cu această lună pentru depozitarea deșeurilor la Girov. Avem hotărârea Consiliului Județean numărul 46 din anul 2017 pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 72 din 2015 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare a deșeurilor la depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov, prin care se hotărăște la articolul 1 aprobarea unui tarif de 154,41 de lei pe tonă, inclusiv TVA, începând cu data de 1 martie 2017. Noi, în continuare, facem demersuri pe lângă Ministerul Mediului pentru a modifica tarifele la acel tarif de 80 de lei la pentru mediu la deșeurile depozitate în gropile ecologice. Sperăm să avem șanse de izbândă, mai ales că joi am înțeles că va fi la Piatra Neamț o ședință de guvern comună și atunci poate vom reuși să sensibilizăm Ministerul Mediului pentru regândirea acestei taxe de 80 de lei, care, vă spuneam, poate duce cel puțin la dublarea tarifelor la deșeuri. Eu sper să reușim ca acest demers, inclusiv prin acea interpelare depusă de domnul deputat Leoreanu, să-și fac auzit glasul, astfel încât tariful pentru depozitarea deșeurilor să nu crească chiar atât de mult. Lucian Micu are credința că aceste lucruri vor putea ajunge și în atenția Guvernului României, care joi, 16 martie, își va ține ședința la Piatra Neamț împreună cu Guvernul Republicii Moldova.